Mă numesc Ana Maria Tanasă, sunt profesor de limba franceză în Liceul Tehnologic Arhimandrit Chiriac Nicolau din Vânători Neamț. În acest an, pe 18 iunie, am avut ocazia de a participa la un proiect împreună cu elevi din Franța, de la Colegiul Marie Curie din Paris, proiect care a avut ca temă principală biodiversitatea la noi. Acest proiect a fost demarat cu ajutorul a două asociații non-guvernamentale, Terra Albastra, condusă de Dominique Lefebvre, profesor de istorie și geografie din Franța, și Asociația Profesorilor de Limba Franceză de pe Valea Ozanei, având ca președintă pe doamna Doina Baroiu. Acest proiect a avut trei teme de dezbatere pe care copiii români au lucrat, și anume, prima temă a fost polenizarea albinelor, unde copiii români, elevii români, au prezentat un filmuleț, un interviu al unui apicultor local, arătându-le astfel elevilor francezi cum se extrage mierea și multe alte informații despre acest lucru. Ca o a doua temă a fost tema pădurii, o temă vastă discutată în întreaga lume. Aici elevii români au prezentat filmulețe, imagini, au arătat cum își desfășoară timpul liber în pădure și, bineînțeles, a fost prezentat Parcul Național Vânător Neamț, despre care se știe faptul că se întinde pe 160 de hectare, având peste 30 de exemplare de bizoni aflați în libertate. O a treia temă a fost cea a agriculturii locale, unde elevii din Vânători au mers la o fermă familială și au prezentat aici atât spațiul, cât și produsele alimentare pe care părinții lor le extrag de aici, din gospodărie. Proiectul a avut un impact foarte mare asupra comunității noastre. Elevii noștri s-au bucurat foarte mult că au putut împărtăși elevilor parizieni aceste informații. Pe de altă parte, ca profesor de franceză, m-am bucurat foarte mult de acest proiect, pentru că elevii noștri au putut să-și exerseze limba franceză pe care o studiază în clasă, au auzit-o așa cum se vorbește ea, la ea acasă, și au fost foarte încântați. Au fost încântați de acest proiect, astfel încât la sfârșitul activității chiar ne-au propus să mai facem astfel de activități, pentru că este interesant să afle lucruri noi și despre alte culturi.